Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă invit să urmăriți și în această seară emisiunea În căutarea adevărului. Citeam de curând despre o situație din Danemarca. Acolo s-au deschis bisericile de noapte. De ce? Pentru că au constatat că există o tendință din ce în ce mai mare de a renunța la credință. Astfel, oficialitățile religioase au spus că e important să deschidem biserica și seara până noaptea târziu, până în miezul nopții, ca cei care vor să vină la biserică să nu aibă nicio scuză că ar fi închisă. Ei bine, în această seară vă propun o dezbatere despre religie, despre ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu, ce înseamnă să fii un om religios și dacă religia și credința ne ajută să fim mai sănătoși sau să avem o stare de bine deosebită față de cei care nu au credință sau se declară atei. Pentru discuția din această seară am invitat oaspeți deosebiți. Am să mă îndrept către domnul Octavian Baban. Bună seara și bine ați venit la emisiunea pe care o moderez. Dumnealui este conferențianul sau doctor la Institutul Teologic Baptist din București. De asemenea, cu noi este Răzvan Mihalcea, medic. Bună seara, Răzvan, și mă bucur că ești cu noi în această seară. Bine v-am găsit. Permiteți-mi pentru început să aduc în atenție celor care ne urmăresc un carton grafic, o realitate. Un paragraf pe care l-a scris cu ceva timp în urmă un ateu. Și o să începem cu această declarație ca punct de plecare pentru dezbaterea din această seară. Dacă colegii din regie sunt pregătiți, vă invit să urmărim împreună acest carton grafic. Credința religioasă este imposibil de eradicat, tocmai din cauza că suntem prea puțin evoluați. Nu va dispărea nici când, sau cel puțin nu până când nu vom reuși să ne eliberăm de teama de moarte, de întuneric și de necunoscut, de teama pe care o avem unul față de celălalt. Credincioșii plănuiesc în diferite moduri distrugerea voastră și a mea și distrugerea tuturor realizărilor umane dobândite din greu după ce am discutat. Religia otrăvește totul. Domnilor, autorul acesta, Christopher Hitchens, vorbește despre religia care otrăvește totul. Suntem religioși pentru că ne teamă de moarte, ne teamă de necunoscut, pentru că ne teamă de ceilalți. Cum comentați această abordare destul de agresivă? Ce, o comentăm agresiv. Agresiv, da. Vă rog. Sunt de acord cu el. Mai agresiv de atâta nu pot să fiu. Sunt de acord în sensul că religia, da, otrăvește totul, dar dacă noi vorbim despre credință, atunci vorbim despre o relație cu un Dumnezeu viu. Dacă mă refer la religie, religia, da, are o capacitate de a, să spunem, denatura componentele naturale, de a superimpune peste viața socială și tendințele, să zicem, naturale ale de dezvoltare, niște principii care nu întotdeauna se intuiesc bine, îți impune o ierarhie, niște standarde, niște dogme și există multe religii pe pământ. Nu știu dacă s-a referit la religia creștină, e posibil, dacă a fost un atac față de religia creștină, dar dacă s-a referit și la alte religii, cum pot să fie budism, confucianism, hinduism și altceva, da, aș privi... Aș recunoaște un rol pozitiv de organizare a societății și de respectarea unor valori, acolo unde religiile au valori, dar unde au standarde care mențin non-valori, care nu țin la viața omului, de exemplu, și admit tot felul de abuzuri și ale ființei umane, asupra ființei umane, atunci, da, aș fi de acord cu el. Religia strică mult, este o structură interesantă, ciudată uneori și ar trebui să ne gândim dacă putem să ne organizăm și fără ea. Problema este, după părerea mea, că oricât ar vrea cineva, chiar și un ateu, să desfințeze religia, până la urmă și ateismul se poate transforma într-o religie. Sigur, omul acesta spune că suntem prea puțin evoluați, că ne este teamă de moarte, de necunoscut și acesta este motivul pentru care încă apelăm la o anumită religiozitate, la credință. Răzvan, care este opinia ta? Cum comentezi? Paragraful respectiv? Exact. E o confuzie clară între termeni. Se interpun două circunstanțe diferite, aceea religie ca sistem organizat, cum antevorbitorul meu foarte bine a pus în evidență, și ideea de credință.
Există o latură care, din punctul meu de vedere, este adevărată, și anume faptul că oamenii se bazează foarte mult pe certitudini și se tem, într-adevăr, de incertitudine. Asta e o chestie demonstrată. Și aceasta poate fi oarecum interpretată ca fiind izvorul nevoii de a crede. Nu cred că s-a referit doar la religia creștină, pentru că de credință ai nevoie în orice sistem religios, și eu cred, într-adevăr, că practic exercităm credința și atunci când nu suntem aderenți la un sistem religios și ne declarăm atei. Avem nevoie de credință tocmai pentru a crede la un moment dat anumite lucruri care nu se văd, care probabil au fost probate de alții, și pentru a accepta chiar și ideea că nu există un Dumnezeu și că nu este o finalitate, că nu există o continuitate și așa mai departe. Ideea credinței este oarecum intrinsecă omului. Sigur că există o seamă de oameni de știință angrenați foarte mult în această dogmă evoluționistă, care spun că la un moment dat, pe parcursul dezvoltării omului, a apărut și această nevoie, deși ea poate n-a fost identificată inițial. Dar, repet, eu cred că aici e o confuzie foarte mare între termenul credință și termenul religie. Nu cred că religia va dispărea, dar nu doar din considerentele emise de domnul Hitchens. Dar iată că sunt tendințe, cel puțin în Danemarca, vorbeam la începutul emisiunii, oameni care pleacă din biserică, într-o lună au plecat 10.500 de danezi, au renunțat la biserică, pur și simplu. Asta nu este niciun lucru. Nu, nu avem semn al evoluției, că evoluăm și încet nu. Încet ne depărtăm de religie neapărat. Și de credință. Acum, dacă e să credem chiar pe cei care predică acest subiect al evoluției, schimbările care țin foarte mult de evoluție au loc în decade foarte mari de timp, în niște perioade care depășesc generațiile. Și ele nu pot fi cuantificate decât uitându-te în spate la niște perioade care sunt de peste câțiva zeci de mii, sute de mii sau milioane de ani. Lucru care e inaccesibil din punct de vedere al duratei de viață a omului, chiar și în societatea modernă. Motiv pentru care ideea că am putea evolua, mă rog, a lua drept semn al evoluției unei societăți, a unui individ, dispariția sau învingerea temelilor, nu știu dacă este neapărat unul din marcării ce ar putea arăta evoluția a societății sau a individului. Pe de altă parte, oamenii când au o problemă, când le este teamă de viitorul lor, ce fac? Foarte spun clar. O rugăciune, merg exact. În biserică, întotdeauna când e vorba Biblia, de incertitudine, se îndreaptă spre divinitate. Da, da, dacă e să fim corecți, și aici, repet, cred eu că Hitchens are dreptate, te adresezi unei incertitudini bazându-te practic pe o incertitudine. Dacă e să fim corecți și să luăm ideea de credință, nimeni nu-ți spune în brațe o vrabie, o cioară, un corp sau cum spune proverbul românesc. Nu îți spune treaba asta. Deci tot cu o incertitudine lucrezi. Numai că e o incertitudine, ca să spun așa, unanim acceptată de cei din jurul tău. Asta nu înseamnă că nu e, până la urmă, tot o incertitudine dacă e să o luăm plastic din punctul ăsta de vedere. E foarte adevărat și cred că este un obicei greșit a face chestia asta și a ne baza credința doar pe temeri, doar pe nesiguranță, doar pe inexplicabil. Încercăm în emisiunea noastră să mergem spre detalii, dar și spre aspecte practice. Cineva ar putea să se întrebe acum în ce sens religia poate să fie atât de nocivă încât să o otrăvească. Și iată până unde merge Hitchens, până a spune că otrăvește totul. Domnule Baban, cum vedeți chestiunea aceasta? Aș merge și eu pe diferența aceasta, pe antiteza între credință și religie, pentru că o văd foarte importantă pentru creștinism, cel puțin. Cred că tendința spre religie o avem, indiferent dacă vorbim de creștinism sau altceva, și ateismul și o teorie ne organizează în mod religios. Avem intuiția divinului sau ceva mai mare decât umanitatea și încercăm să ne raportăm la lucrul ăsta. Acum, Mântuitorul Hristos zicea în Scriptură, în Biblie, când vorbea despre a doua sa venire, zice, oare la sfârșit sau în timpul celei de-a doua veniri va mai găsi Fiul omului, adică el. Credință pe pământ? Credință, dar nu zice religie. Probabil că va fi o religie destul de tare. Dar problema este, va mai exista credință? Acum, eu cred că religia este o formă socială din cauza unei intuiții și unei chemări a credinței. Adică eu simt nevoia de a crede. Practic, ce înseamnă credința? Să mă orientez după lucruri care nu se văd, după lucruri care sunt dincolo de experiența mea, sunt niște repere pe care le primesc.
că aici credință fără revelație, oare se poate? Religia se poate organiza și fără revelație, deoarece pleacă de la experiența noastră și intuițiile noastre, dar credință fără ca Dumnezeu se descopere. Deci locul în care credința se deosebește de religia, zice eu, este revelația. În opinia noastră, ce este religia? Ce ar trebui să înțelegem astăzi prin acest concept? Religia este un sistem organizat de închinare care pleacă mai ales din partea omului și dorește să se apropie de Dumnezeu. Cred că nu e același lucru cu credința, pentru că credința se bazează mai mult pe e răspunsul față de o revelație a lui Dumnezeu. Religie pot să am și fără revelație. Construiesc un sistem prin care îmi imaginez că așa aș putea să fiu mai acceptabil unui Dumnezeu sau divinității. Și am un sistem, jertfe sau o scriptură, niște profeți și cam asta e structura. Un șef, niște carismatici, ok. Și există o rețetă pentru religii. Pentru credință există mai ales un mecanism sufletesc care răspunde revelației lui Dumnezeu. Deci aici ar fi deosebirea. Iar religia ar fi această dorință de a organiza viața mea și a societății ca să fiu mai acceptabil către Dumnezeu. Răzvan Mihalcea, ești în contact cu oameni care sunt bolnavi, care trec prin diferite situații, uneori dramatice. Îi vezi religioși pe oamenii aceștia? Pe foarte mulți dintre ei, da. Fără și cum îți explici? Care este abordarea pe care o ai tu? Jumătate din răspuns e dat deja. E, ca să spun așa, din punctul meu de vedere, o chestie oarecum așteptată. Temându-se sau dorind alinare, se îndreaptă către o instanță exterioară lor, despre care cred că e pregătită să facă acest lucru pentru ei și se îndreaptă pentru ghid, pentru a sprijini puterea și toate lucrurile astea. E frecventă situația asta. Am văzut și oameni care nu caută astfel de adevăruri și pur și simplu duc suferința, duc moartea pe propriile picioare, ca să zic așa, sau sprijinindu-se doar pe cei apropiați lor. S-a întâmplat să fie situația asta și evident că trebuie respectate alegerile fiecăruia. Dar cei mai mulți au plecat spre majoritatea, religie, sigur, majoritatea. Era frecvent cunoscută butada respectivă, domnule, n-am cunoscut în viața mea atei. De ce? Pentru că eu sunt oncolog. Cei care lucrează cu bolnavii de cancer se întâlnesc frecvent cu manifestările credinței. Numai că eu aș prefera să le numesc, nu știu, manifestarea ale omului căutând ceva, nu neapărat manifestările credinței, pentru că așa cum a spus interlocutorul meu înainte, se discută în instanța credinței de un moment al revelației și de un moment al răspunsului omului față de chestia asta. Și probabil că, sigur, tu ai spus ce înțelegem noi prin religie azi. Cred că e mai important să înțelegem ce ar trebui să însemne religia, și anume acțiunea pe care, așa cum latina ne învață, religo religare, o întreprinde Dumnezeu în căutarea omului. N-am întreprins-o noi. Că oamenii au format din această acțiune inițiată de Dumnezeu. Dumnezeu a întrebat unde ești, Adame. Dumnezeu a inițiat apropiat de către om și nu omul care continuat să se depărteze de el. Că oamenii au luat aceste lucruri și le-au folosit într-un mod, să spunem, deplasat. Și au extins mai mult decât trebuie granițele utilizării ei și s-a ajuns la perimata înțelegere care s-a discutat astăzi și care, din păcate, așa este. Deci, ca să înțeleg bine, ceea ce ați afirmat dumneavoastră aici este următorul lucru, și anume că religia este mai degrabă un sistem organizat prin care astăzi se profită, da. Astăzi. Astăzi, da. Prin care unii profită sau sunt și alte dimensiuni? Este un răspuns uman, pe de altă parte, inevitabil, pentru că oamenii sunt ființe sociale și se organizează. Ele se pot organiza economic, cultural, dar la un moment dat te organizezi și în relația pe care simți că ar trebui manageriată într-un fel cu Dumnezeu. Și ce rezultă dintr-o minte umană sau a unei comunități umane este religia. Acum însă mă gândeam că în Noul Testament se vorbește, apare la un moment dat în Biblie, un termen interesant. Religia sau religiunea adevărată, dar și are tot aceeași dimensiune socială. Religia sau religiunea adevărată este să cercetezi pe văduve și pe orfani. Deci, da. La un moment dat, da, Dumnezeu îmi cere să-mi organizez viața, dacă un om vrea să fie religios, în funcție de credința și de ce înțelege el de Dumnezeu, religia nu se mai îndreaptă spre Dumnezeu, ci ar trebui să facă bine celor din jur ca o slujire
pentru Dumnezeu sau din partea Dumnezeu spre umanitate. Dar iată că sunt voci care spun că e atât de puternică religia astăzi încât merge spre distrugere, adică vrea să ne facă rău, să ne distrugă și să ne otrăvească viețile. Nu scăpăm de religie. Problema este cum să găsim credința în religie. Eram militar, acum poate vârsta o să îmi dea voie să spun povești din armată, dar eram militar și s-a sărbătorit în anul nu știu care 66 de ani de la, mi se pare, formarea Partidului Comunist și fiind de la termen, mă rog, redus, ca, indiferent de unde erai, un mare spectacol în orașul în care făceam. Ei, spectacolul s-a pregătit vreo o lună și jumătate, în cele din urmă s-a făcut cu toate notabilitățile Partidului Comunist și militarii aveau și ei undeva un loc, au cântat în cor, la vioară, mă rog, mulți erau și pionieri, și învățători, și intelectuali, de toate. S-a făcut o atmosferă aproape religioasă. Eu am rămas uimit, aveam 20 de ani, 21 de ani, am rămas uimit să văd cum în anumite momente, mai ales când portretul conducătorului Maxim apărea, lumea se ridica cu un zel quasi religios. Eu am rămas uimit. De unde mi-am dat seama? Era o încărcătură pe care o văzusem poate uneori la biserică când lumea se închinea la Dumnezeu. Dar ăștia aplaudau un om. Peste 3-4 zile, întrucât aici s-au venit numai cu invitații și numai VIP-uri, VIP-uri, s-a făcut același spectacol, s-a reluat pentru părinții tuturor copiilor și adolescenților care cântaseră, jucaseră și făcuseră. Ăștia au aplaudat cu totul în alte momente și n-a mai fost. A fost ceva mult mai relaxat, era clar un fel de petrecere, că erau 66 de ani de la formarea Partidului Comunist sau nu, n-avea nicio importanță. Ei aplaudau copiilor care performau în toate felurile. Și atunci am zis, e una din situațiile clare în care comunismul, care profesa și mărturisea că e ateu, avea niște valori religioase de unitate, de concentrare, de afirmare a unui centru. Era incredibil, aproape de închinare. Vreau să spun celor care ne urmăresc că suntem și pe site, pe așatetv.ro, acolo ne puteți găsi la o calitate deosebită, de asemenea pe YouTube, pe canalul de YouTube, unde vă invităm să vă abonați pentru că veți primi informații despre tot ceea ce se întâmplă la A7TV și la emisiunile noastre. De asemenea, celor care sunt pe Facebook și se uită la noi în momentul acesta, îi rugăm să distribuie dacă apreciază dezbaterea de aici, din platou. Răzvan Mihalcea, la ce ajută religia pe un om care este bolnav? Îi dă religie, credință. Eu știu. Deci vrei să evităm termenul de religie, să folosim credință mai degrabă. Bun, poți să le pui, să le interpunem, dar repet, nu cred că definesc aceeași chestie. Sau credință religioasă. Cred că, într-adevăr, credințele, oricare ar fi ele, aduc confort foarte mult pentru un om. Cred cu, și am mai spus-o atât studenților cât și celor din jur și o spun tot timpul, nu cred că nimeni n-ar trebui să moară singur și mai ales cei care sunt internați ar trebui să aibă pe cineva la căpătul lor. Cred că, indiferent de religie, oamenii au dreptul în patul de suferință la asistență religioasă și au dreptul să aibă acel confort mental care putea fi împăcați cu divinitatea în care cred sau cu sistemul religios în care cred ei. Pentru că, da, se sfârșește una din cele mai importante etape, viața. Da? Bun. Cred că în suferință e bine să aibă speranță, speranță în ceva dincolo de ei. Sunt conștient de treaba asta. Sigur că nu comentez motivele oamenilor, nu sunt eu în măsură să judec treburile astea și cred că rolul nostru deopotrivă a celor care suntem laici, adică ne îndeplinim o mică, umilă lucrare de ameliorare a suferinței, pentru că practic doar Dumnezeu vindecă, ameliorarea suferințelor celor din jur, este de a-i ajuta oarecum să înțeleagă lucrul ăsta. Că există ceva dincolo de noi care ne face să facem treaba asta. Cred într-adevăr în această religie care spune că, dacă pot să-i spun așa, că eu cred că este o religie, care spune că da, cercetează orfanii, bolnavii, toți oamenii ăștia, pentru că n-ai cum să spui că iubești pe Dumnezeu dacă pe cei care sunt sub nas, sunt aproapele tău, pe care vezi zilnic, nu îi vezi, nu îi iubești, nu îi tratezi ca atare. Însă, repet, există studii, așa cum au existat studii care arătau că
contactul piele pe piele între mamă și bebeluș ajută-mă la vindecare, că îmbrățișările ușurează și ajută la vindecare, la fel și credințele religioase au ajutat că oarecum ușurează procesul de vindecare, ajută la scurtarea convalescenței și așa mai departe. Astea sunt, oarecum. Sigur, sunt niște instanțe relativ foarte intime și foarte greu de demonstrat, nu sunt cuantificabile, nu știu cum poți să măsori credința, cum poți să... Da, poți să spui durata de spitalizare și așa mai departe, și să poți să... cei care sunt religioși. Însă, dincolo de toate lucrurile acestea, repet, nu trebuie să vedem sau nu trebuie să punem pe post de panaceu credința pentru toate, da? Folosind credința, eu sunt medic, da? Puteam să fiu economist, să spun, sigur, oamenii care sunt credincioși au alcătuit tot ceea ce înseamnă societate capitalistă. Max Weber spune treaba asta. Nu știu, joacă mai bine la bursă sau știu să-și investească banii mai cu cap și pe termen mai lung. Dar, repet, nu cred că doar credința te face, nu cred că te folosită credința pe post de așa ceva. Pentru că amintit de statistici, am pregătit pentru seara aceasta o statistică, un studiu, de fapt, din 2014, din România, cu câteva realități care țin de starea de sănătate a poporului român. Îi rog pe colegi, dacă au pregătit această statistică, iată, avem pe zona de bărbați și de femei, diabet, zaharat, afecțiuni lombare, hipertensiune arterială, categoria de vârstă între 15-24, 25-34 nu a fost luată în calcul. Însă se poate observa că pe măsură ce anii trec, omul este din ce în ce mai bolnav. Absolut. Pe de altă parte însă, problemele de hipertensiune, iată că sunt destul de serioase din graficul acesta. Și vă pot cita unul și mai nou, din 2017. Te rog, te rog. Studiile SEFAR, făcute de niște cercetători foarte abili de la Spitalul de Urgență, din Clinic de Urgență București, sub egida Societății Române de Cardiologie, care arată că problema hipertensiunii arterială e o chestie foarte, foarte gravă în România. Și că, într-adevăr, eu am examinat și pacienți mai tineri și că începe să scadă foarte mult vârsta apariției hipertensiunii arteriale, care, această hipertensiune arterială nedurând, duce, din păcate, la apariția mulțime de complicații. Da? Dacă se mai însoțește și de diabet, distruge tot. Asta înseamnă boală renală cronică, afecțiuni ale sistemului nervos central, asta înseamnă infarct miocardic și afecțiuni care duc inevitabil la insuficiență cardiacă și mortalitate foarte, foarte mare. Tu spuneai, și aici vreau să lansez o provocare pentru dumneavoastră, tu spuneai că în momente de criză, de suferință, religia, credința manifestată chiar la nivel subiectiv ajută, este un plus pentru cei care sunt respectivi. N-am spus-o doar eu, spun și cercetările. Ok, întreb însă altceva. Din punct de vedere preventiv, n-ar trebui ca religia să ne ajute, credința să ne ajute să fie un plus pentru fiecare dintre noi? Ți-ai dat singur răspunsul. Ai spus, ar trebui. Eu personal cred treaba asta și admit public că ceea ce fac eu prin apariție mea televizată este tocmai asta, a conștientiza publicul de importanța prevenției și de importanța de a lua de la început, din pripă, din primul moment simptomatologia și a se adresa cuiva, pentru că asta scurtează foarte mult atât drumul către diagnostic, cât și etapele tratamentului, previne foarte multe complicații. Sigur că aici, și cred foarte mult că în procesul credinței, care presupune și ea însă și o cercetare și o diagnosticare a unei cu totul alte dimensiuni a omului, cea spirituală, ar trebui să determine pe participantul religios, pe credincios, să facă lucrurile acestea, să le aplice în fiecare domeniu al vieții lui, inclusiv în domeniul sănătății. Da? Domnule Baban, se vorbește sau se spune chiar pe date statistice că în România sunt undeva la 90% dintre români spun că sunt creștini, că merg la biserică destul de des, cel puțin la sărbătorile principale. Deci suntem o țară declarată cel puțin ca fiind creștină. Dacă suntem religioși, dacă avem credință, de ce suferim? De ce atâta boală în țara noastră? Și iată că în statistici suntem pe ultimele locuri chiar în Europa vis-a-vis de hipertensiunea arterială sau de alte probleme care țin de sănătate. Răspunsul mi se pare simplu. Credința nu ține loc de cultură medicală, nici de civilizație. Suntem creștini în sensul că țara are un fundament istoric, cultural, creștin foarte solid. În ce măsură acești 90% trăiesc, care, să spunem, zic că sunt creștini, trăiesc și moral sau vor să-și arate
sunt convinși de credința în Dumnezeu, cred în Hristos, să zicem, Sfânta Treime, mărturisesc crezul de la Nicea, sau se raportează la oamenii din jur cu dragoste creștinească și așa mai departe, asta rămâne de văzut. În privința asta, eu cred că românii sunt un popor care trăiesc foarte mult prin declarații și foarte departe de declarații prin faptele lor. Deci, cred că din punct de vedere al faptelor, nu suntem chiar așa de departe. Deși... Înseamnă că undeva este un scurt circuit despre ce este vorba. Da, o mare ipocrizie care este balcanică. Sunteți foarte direct. Sunt pentru că, dacă mă lovesc de azi zilnic. Deci o mare ipocrizie și oricât în privința asta nu cred că noi putem să-i acuzăm, să zicem, pe frații ortodoxi sau vecini ortodoxi că ei sunt mai balcanici decât noi. Nu, și evanghelicii cu tot ce ar intra aici și protestanții care sunt români au un gen balcanic de a fi creștini. Incredibil. Deci este o mare diferență în privința asta între ce se afirmă și ce se profesează în viața de toate zilele. Dar știu eu, aș putea să mă adaug, credința poate să facă o diferență în starea de sănătate a cuiva? Adică ne-am așteptat ca oamenii credincioși să nu fie bolnavi, să fie mai puțin bolnavi, statistic mai puțin bolnavi? Poate că statistic e adevărat, că apare un echilibru al personalității în timpul rugăciunii. E o viață mai echilibrată. Este doar o probabilitate sau sunt realități care pot fi confirmate? Cred că există și un... Adică atitudinea de viață schimbă. Prezența Duhului lui Dumnezeu, felul în care... Schimbă chiar și chimia. Prezența unei delimitări morale, adică știu să mă frânez, nu cad în nu știu ce păcate care se transformă pe urmă în rezultate medicale. Dar mai există și factori genetici. Cineva ar putea să aibă diabet, să spunem, din cauza că are o... Are familie, părinți. Da, poate să fie foarte credincios, dar... Da, n-am nicio legătură asta. Și atunci, da, adevărat, până la un punct putem să ne îngrijim. Cred că un popor credincios sau o comunitate credincioasă are o stare generală, datorită vieții mai cumpătate, mai bună. Dar nu scapă din cauza asta nimeni de orice suferință și în final mai ales de moarte, care tot vine asociată prin suferință într-un fel. Nimeni. Și atunci nădejdea noastră este într-o relație cu Dumnezeu vie, adevărată și așteptăm ziua învierii, care acolo cred că va fi foarte interesant să vedem cum a acționat credința și cum Dumnezeu îți ține cuvântul. Răzvan, nu întâmplător te-am invitat în această emisiune pentru că vrem să vedem și să înțelegem și perspectiva unui medic care tratează oameni în suferință, români în suferință și care stau poate săptămâni în spitale. Cum tratează medicul sau cum abordează medicul problema aceasta a credinței în raport cu bolnavii și chiar cu viața lui, cu existența lui? Eu voiam să spun o chestie și te legă oarecum gând la gând cu bucurie, să zic așa. Nu trebuie înțeleasă acțiunea noastră și demersul nostru ca o chestie propagandistică. Religia noi, adică noi n-am auzit pe mine cel puțin spunând, domne, fiți credincioși că asta o face mai sănătoși. Sau fiți credincioși că asta o face mai bogați sau mai organizați. Nu facem propagandă ca la Partidul Comunist. Deci nu asta vreau să spun. Însă, cum credința te face să-i privești pe toți ceilalți egali. Credința te aduce la același nivel cu celălalt și te face pe tine doar un om mai abil care a căpătat prin Harul lui Dumnezeu anumite posibilități de a-și ajuta oamenii în momentele cele mai întunecate ale existenței lor, te face să colaborezi mai bine cu ceilalți, credința te face să ai înțelegere mult mai mare pentru ceilalți, să nu judeci de ce a ajuns în situația aia și să te bucuri că măcar atunci s-a adresat și poți să îl ajuți cât se poate de mult, te ajută să-ți înțelegi limitele foarte mult. Știința în sine înțelege care limite, dar acceptarea limitelor, prevenirea frustrărilor foarte mult vine și din credință, pentru că înțelegi că există anumite limite până la care poți merge și până la care poți acționa. Boala încerc să fiu cât se poate de direct. Se mai roagă medici astăzi în spitale? Da. Da. Nu o să vedeți, pentru că nu suntem o societate în care e încurajată rugăciunea medic-pacient. Asta e o chestie care ține foarte mult de societatea în care trăim. Dar da, am văzut medici care se roagă, știu colegi care sunt religioși, și nu mă refer la un sistem religios anume, care sunt religioși, știu colegi care, nu numai că sunt religioși, dar prin intermediul religiei înțeleg și acceptă mai ușor bolnavii, înțeleg necesitatea actului medical în societatea de astăzi,
cu tot ce presupune asta și nu am să fac mai multe comentarii și înțeleg mult mai ușor bolile prin care trec bolnavii și din punct de vedere al credinței. Și atunci sunt mult mai empatici, mult mai atașați de bolnavi cei care sunt așa. Sigur, am văzut profesionaliști deosebit și oameni care nu partășesc chestii religioase. Dacă vreți, am văzut împreună simțire și oameni care sunt liberi cugetători, cum s-a declarat Ion Iliescu, spre exemplu. Dar, într-adevăr, astăzi nu e o problemă pentru medii să facă treaba asta. Dar proporția... Mi-e greu să fac o estimare, pentru că aici e o chestie personală. Credința și mântuirea, așa cum știm cu toții bine, e o chestie extrem de personală. Poate ar fi interesant să facă un studiu câți dintre medicii de astăzi... Putem cădea în ceea ce spunea domnul conferențiar, în ideea ipocriziei. Și idee pentru care ar fi sub sau supraestima nivelul credinței din punctul ăsta de vedere. Eu cred că nu există un instrument pentru credință. Eu cred că există niște rapoarte care sunt extrem de clare și pe care nu le ținem noi. Dar cred că Dumnezeu ne-a lăsat un mandat acela de a fi sarea Pământului. Aceasta incluzând ca fiecare acolo unde suntem noi, indiferent de meserie, dar mai cu seamă cei care îngrijesc de semenii bolnavi, să se comporte în felul acesta și să fie o alinare pentru ceilalți. Pentru că da, posibil ca noi să fim singurul Dumnezeu pe care alții îl văd. Am pregătit pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc un alt carton grafic. O să vedeți care sunt ideile din acest carton grafic. Sunt idei interesante. Sunt, de fapt, concluziile unui studiu care spune așa: religiozitatea pare să ajute persoanele în atingerea unui nivel mai mare de bunăstare și în utilizarea unor mecanisme de adaptare mai adecvate. Și mai departe, în același studiu, se precizează următoarele: persoanele implicate activ în viața religioasă erau mai puțin expuse riscului de a se îmbolnăvi și astfel de a fi nevoite să-și ia zile libere de la serviciu. Experții au observat că acest lucru se datorează tendinței de adoptarea unui stil de viață sănătos. Sursa Semnele Timpului. Deci cei care sunt religioși sunt mai puțin expuși riscului de a se îmbolnăvi și de a fi nevoit să-și ia chiar zile libere. Sunt concluziile unor studii făcute pe mii de oameni în Statele Unite. Da, sunt statistici. Sunt statistici. Cum comentați? Comentez așa. Vă rog. Cred că poate fi ajutat un om de credință pentru că prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său poate regla niște lucruri, niște aspecte funcționale ale corpului. Pe de altă parte, omul este psihologic mai liniștit când știe că se raportează, are de un mod de a se raporta responsabil la Dumnezeu și simte că anumite temeri s-ar rezolva. Mă rog, asta ne-a raportat la primul citat că religia este otrăvită, dar dacă scapi de niște temeri că ai adus o jertfă sau că știi că Dumnezeu te-a iertat, ești mai liniștit. Poate că asta înseamnă sănătate. Foarte bine ați precizat lucrul acesta. Așa, după aceea, viața religioasă, așa cum o văd eu și cum am citat din Scriptură, că ține de bunăvoința, de ajutarea semenilor, de arătarea dragostei, viața religioasă aduce această implicare comunitară, care iarăși ține de psihologie, dar și de un regim de viață mai echilibrat. Oamenii, dacă stau singuri, nu comunică, poate se tem, poate nu au o viață sănătoasă, nu se încurajează, hai să facem un lucru, hai să mergem într-o excursie, hai să ieșim afară să facem cura pe stradă, dar nu au parte de relația asta. Cineva care merge la, împărtășește o credință și e religios, mai vizitează cu cineva niște bolnavi, mai merge undeva la închinare, mai iese din casă. Altfel, mori așa, cum să spun, stând și neavând cu cine să discuți. Deci, ar exista, este... prezența divină este un factor psihologic și probabil somatic, dar și viața comunitară, socială. Acum mă gândeam că, de exemplu, un om care practică yoga, așa, mă zic că nu are valori creștine, nu știu, are alte valori. Dar e o formă de credință, totuși. E o formă de credință și o formă de reglare a corpului, a funcțiunilor corpului. Și, de fapt, asta e felul în care yoga atrage populația. Și dacă înveți cum să stai, să-ți canalizezi, să-ți controlezi respirația, ritmurile, nu știu ce o să faci. Dar același efect s-ar putea să-l aibă și un om care stă în meditație profundă și se roagă lui Dumnezeu și în el toate lucrurile se liniștesc. Discutam odată cu un prieten creștin care
fusese atras de yoga și spunea următorul lucru. La yoga obții niște rezultate, probabil prin credință, dar e ca și cum ai întinde masa și nu știi cine vine acolo. El se referea la îngeri sau demoni. Zice, pe când, când ești credincios și crezi în, în Dumnezeu, în Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, zice, da, zice, el întinde masa și zice, meditez și se văd efecte și somatice, dar stau în prezența Domnului. E perspectiva creștină asupra problematicii. Da, absolut. Deci, mi-asum o perspectivă creștină. E posibil ca cineva creștină. Care da, să spună, yoga să spună da, pentru mine... Că el știe cine vine la masă. Eu zic, ghici cine vine la masă, era un film. Cine vine la cină. Ghici cine vine la cină. Eu zic că în creștinism cam știm cine vine la cină. Asta e o bucurie pentru mine. Adică... Ideea e, te rog, Răzvan. Dincolo de toate treburile astea, eu mai adaug o dimensiune. În general, credința te face conștient că e, dai socoteală cuiva, ești responsabil inclusiv de resursele sănătății și resursele trupului, așa cum au fost puse ele în tine. Repet, așa cum au fost puse în tine și consideră templul tău, templul Duhului, corpul tău, templul Duhului Sfânt și ești responsabil pentru să-l întreții. Chiar în lumea asta mâncată de păcat în care, repet, ai limite, da, limitări și așa mai departe. Iarăși, credința, eu cred că are menirea de a face treaba asta. Religia trebuie să contribuie la conștientizarea omului asupra lucrurilor astea. Și aici e o chestie care transcende religiile și postul și treburile astea. E adevărat că, uite, partea cu meditația, spre exemplu, e de cel mai multă uitată în creștinism. Avem impresia că e doar o chestie orientală, când nu se întâmplă așa. Și e foarte utilă. E foarte utilă, apropo de asta, există studii care arată că cei care meditează orice formă de meditație sau cei care se roagă și folosesc asta pe post de meditație, sunt, într-adevăr, mult mai eliberați de angoase, de depresii, de temeri și chestii de genul acesta. Repet, nu spun asta în ideea de a spune, puneți-vă pe genunchi în seara asta ca să nu mai fiți. Pentru că nu e propagandă și nu e ideologie. Dar spun că prezența credinței în viața ta are explicație și are următoarele efecte. Și totuși, în creștinism, dacă citim cu atenție Evangheliile, cel puțin, vedem multe gesturi ale Mântuitorului de vindecare. Da. Oameni care erau într-o suferință cumplită, unii chiar paralizați fiind și unii morți și au fost fie înviați, fie vindecați prin puterea lui Dumnezeu. Și am putea spune, sau cineva ar putea să spună, că în esență creștinismul este o metodă de tămăduire, de vindecare a celor care sunt în suferință. Da, este. Este. Deci, nu e doar o presupunere. Haideți să ne înțelegem. Este o metodă, pentru că omul are foarte multe dimensiuni. Socială, spirituală, cum să vă spun eu, dacă vreți, dimensiune fizică, la cea la care mă refer prin meseria mea, da? Dumneavoastră sunteți fiecare prin prisma profesiilor orientați către partea spirituală. Faptul că eu sunt orientat către treaba asta acoperă doar o fațetă a realității care înseamnă om. Negarea uneia dintre ele duce la îmbolnăvire. Tulburarea acestui echilibru duce la îmbolnăvire. Da? Din punctul acesta de vedere. Da, sigur, și partea spirituală lăsată neîmplinită duce fără îndoială la îmbolnăviri. Și aici sunt studii, e o chestie foarte clară demonstrată. Da? Idee de cauzalitate clar. Dar trebuie să înțelegem foarte clar treaba aceasta, anume, creștinismul chiar vindecă. În primul rând, vindecă, eu cred că are o dimensiune a vindecării fizice, dar cred că, în primul rând, este centrat să te vindece de cea mai grozavă boală care există pe lumea asta, de care referim cu toții în mod inexorabil, și nu mă refer la moarte, ci mă refer la păcat. Da? De cele mai multe ori am spus uneori bolnavilor cu cancer că, într-un fel, consider, să zicem, și pare cinic ce spun, norocoși, pentru că ei sunt conștienți de nemernicia care se află în ei, de tumora, de cancerul care sapă și noi nu suntem conștienți, ce multe ori, de păcatul care sapă și care ne condamnă inexorabil la moarte, la o moarte care înseamnă despărțire de Dumnezeu. Iar asta a venit Hristos să facă, să ne vindece în primul rând de o chestie de care noi habar n-aveam, pe care o ignoram complet. Și ulterior, dacă poate, să ne vindece și durerile și problemele fizice. Dar deci repet, putem spune că este realmente un paradox, pentru că vedem suferință, da, o vedem poate în viața noastră sau în viața celor din jur, știm că avem un Dumnezeu care este viu și care și-a dat pe Fiul Său pentru noi ca să ne salveze și renunțăm să mai credem în mod real în ceea ce a făcut pentru noi. Care este explicația? Prezența spitalelor în București, și am curajul să spun că în București se află poate cele mai bune spitale ale țării respective, nu garantează că populația Bucureștiului va fi una sănătoasă.
prezența profesioniștilor în domeniul sănătății în acest oraș nu garantează că populația va fi cea mai sănătoasă din restul țării. Prezența tehnicilor de ultimă generație în spitalele din București cu profesioniști cei mai bine antrenați să facă treaba asta nu garantează sănătatea oamenilor, pentru că intră factorul personal, acela de a veni în contact cu treburile astea. Faptul că ești lângă aparatul care te poate vindeca, nu te vindecă. Faptul că sunt vecin cu un om care e în suferință și nu se adresează mie, nu-l vindecă. Da? Și totuși omul acela vrea vindecare și sufletească și fizică. În momentul în care vrea, citez o chestie biblică în care cred cu toată tăria. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Domnule Maban, cum arată un om care are credință astăzi? Îl cunoașteți? Da. Uitați-vă la mine. Dar cred că mă depinde ce credință are. Are o credință biblică în Dumnezeu? Are o credință... Că era un om care vrea să treacă un lac și era iarnă și a zis am credință că pot să trec peste lacul ăsta înghețat și a trecut peste el, gheața l-a ținut. Peste vreo două zile, dar între timp se făcuse mai cald, unul a zis și eu am credință la fel de tare, o să trec peste gheața asta. A trecut și el, dar nu credința l-a ținut, ci gheața ar trebui, numai că atunci gheața era mai subțire și s-a necat. S-a rupt și s-a necat. Deci nu atâta credința mea îmi rezolvă mulțime de lucruri, ci să zicem persoana în care am credință. Eu cred, de exemplu, că cei credincioși ar trebui să arate un pic mai senini, mai încrezători în Dumnezeu și mai echilibrați. Dar cel care dă vindecare este Dumnezeu. Eu la El vin. Eu nu folosesc o magie a credinței sau unor cuvinte, să zicem, de Evanghelie, care spuse într-un anume fel, cu o anumită tonalitate, sau la anumit timp al zilei, nu știu ce, o să dea vindecare. Pot să aibă și aceste cuvinte un rol bun, atunci o să ajung la mantra sau cine știe ce. Dar, în primul rând, eu am credință. Credința este răspunsul unei invitații către Dumnezeu, pe care Dumnezeu mi-o face. E un răspuns. Dumnezeu mă invită, eu răspund cu credință. Deci un om cu credință, cred că ar fi un om care, în primul rând, e conștient de prezența lui Dumnezeu, îi răspunde invitației la a crede cu credință și s-ar vedea un pic mai echilibrat, un pic mai sensibil, un pic mai smerit. Credința, ca și alte atitudini ale omului, ziceam, poate să fie fals plasată, adică greșit plasată, sau uneori să fie exagerată. Mă gândeam că noi am vorbit numai despre oameni echilibrați care au credință, dar ce ne facem că ar fi unii? Dom'le, cred că de astăzi nu mai am nevoie de ochelari. Iau ochelarii, pac, îi calc în picioare, după aceea nu mai văd, conduc mașina, fac un accident. Deci nu știu dacă declarațiile de credință rezolvă problemele de sănătate pur și simplu. Da. Și sunt oameni care fac exagerări. Deci nu merg la medic, că eu cred, n-am nevoie nici de analize, nici de... nu mă interesează. Dar totuși Dumnezeu ne lasă să fim niște ființe echilibrate, să folosim cunoașterea despre plante, despre intervenții medicale, să avem credință în El. El face lucruri care depășesc și tehnica medicală și cunoașterea noastră, pentru că El are cheile între tuturor proceselor și El e Tatăl tuturor proceselor. Răzvan Mihalcea, cât de greu este să crezi astăzi? E o chestie la care îți spun personal. Te rog. E, nu știu, când te limitezi la ceea ce ești tu, e relativ greu să crezi. Stăteam acum și mă gândeam, analizam istoria în timp ce vorbeați aici și ne dăm seama că probabil mi-ar fi foarte greu să... Aș renunța cu foarte mare ușurință la religie, dar aș renunța foarte greu la credință. Pentru că în viața mea, la un moment dat, am aflat din revelație cine e Iisus Hristos. Și cred că asta a fost o chestie extraordinar de importantă pentru mine ca individ. În momentul în care, așa cum am spus, intri în contact cu Dumnezeu, și cred că Iisus Hristos a fost Dumnezeu, lucrurile se schimbă total și înțelegi că lucrurile astea transcend religii, sisteme religioase și e legat strict de credința ta în El. Pe de altă parte, cred foarte mult în ideea conform cărea oamenii n-ar trebui să fie mai sănătoși, mai fericiți, mai puțin depresivi, ci oamenii ar trebui să fie în primul rând sinceri și să nu mai fie ipocriți, apropo de balcanismele care ne bântuie ca mentalitate. În momentul în care devii credincios, începi să fii sincer cu tine însuți,
să nu-ți mai pese de caracterizarea celor din jur, să-ți pese doar ce crede Dumnezeu despre tine și atât. Pentru că îți dai seama că restul nu mai contează oricum. Da? Și cred că ăsta este primul pas în ideea de credință. Cred că în, credință poți avea foarte multe piedici, nu contest acest lucru. Din punct de vedere uman al limitelor, al frustelor, al regulilor jocului în care trăiești, ale păcatului, este greu, dar nu e imposibil să crezi. Mulțumesc mult, Răzvan. Suntem pe final de emisiune. Domnule Baban, o întrebare, ultima întrebare pentru dumneavoastră. Ce ați recomanda unei persoane care spune destul de vehement că este greu să creadă, să mai creadă? Ea spune că o înțeleg, deoarece întotdeauna a fost greu. Și poate astăzi mai mult, când vezi că diverse religii sau confesiuni religioase au dat greș, au falimentat, iar oamenii pe care îi reprezintă au aceleași defecte ca întotdeauna și același nivel de corupție și probleme. Dar că merită să crezi în Dumnezeu, merită să crezi în Iisus Hristos, pentru că este Dumnezeu coborât la noi și ne aduce viața. Și de aici începem o altă experiență. Mi-a plăcut, citeam astăzi și la emisiune am venit de la un grup de studiere a Bibliei și de rugăciune, unde ne-am uitat în Ioan capitolul 4, unde Mântuitorul Iisus stă de vorbă cu o femeie samariteancă și e uimitor că această femeie avea multe probleme, dar întrucât Dumnezeu îi schimbă viața prin credința în Iisus și înțelege că El e Hristosul, merge și spune celor din cetatea unde trăia, uite, am găsit pe cineva, ei toți se bucură, până vin și spun, am văzut noi înșine că este Hristosul și credem că am văzut noi, nu numai când ai spus tu. De aceea spune, merită să crezi și ia invitația mea drept o invitație, dar merită să cercetezi singur. Vino și vezi să crezi tu singur în Dumnezeu, nu te baza numai pe mărturia noastră de astăzi. Da, cum zice psalmistul, gustă. Da, exact. Gustă și vezi. Asta. Gustă și vezi. Asta ar fi invitația mea pentru cineva care vrea să creadă. Și dacă guști, cred că o să te simți mai bine. Și o să vezi că Dumnezeu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune în această seară și vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim mult pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne urmăriți, mulțumim pentru că ne-ați dat like-uri, ați scris comentarii pe pagina de Facebook, vă invit să urmăriți mai departe programele de la 7 TV, însă nu uitați un lucru pe care am încercat să-l comunicăm la această seară destul de clar aici la emisiunea În căutarea adevărului, da, căutăm adevărul împreună, și anume că e mai important să credem decât apartenența religioasă. Haideți să plecăm fiecare pe acest drum și să ne cercetăm în primul rând pe noi înșine și în ce fel stăm cu credința în viețile noastre. Să aveți o seară liniștită!